Gustul turtelor și al gogoșilor ne duce întotdeauna cu gândul la copilărie, atunci când mamele și mai ales bunicile noastre le pregăteau acasă ori de câte ori aveau ocazia. Chiar dacă nu este vorba de o gustare sofisticată, turtele și gogoșile au rămas și astăzi preferatele gospodinelor de toate vârstele. Fără tradiții ne pierdem identitatea. Și acum și în viitor și în trecut și acum și în viitor va trebui să spunem generației tinere anumite obiceiuri, anumite tradiții care nouă ne-au încântat sufletul. Cele mai pricepute doamne din Alexandria s-au întrecut în cadrul unui concurs de turte și gogoși. Preparatele lor au fost jurizate, iar cele mai gustoase dintre acestea au fost premiate. Am avut câteva persoane care, numere de fapt, cifre care au fost foarte asemănătoare și a fost mai greu să le departajăm. Au avut același punctaj și a trebuit să mai gustăm și să ne decidem la una dintre dânsele care să meargă mai departe. A fost greu să desemnați un câștigător? Sincer, da, pentru că au fost foarte multe preparate și cam aproape toate au fost gustoase, dar într-un final am ales. La concurs au participat 17 gospodine la categoria turte și 17 la categoria gogoși. La final, toate concurentele au primit diplome de participare și produse alimentare. Marile câștigătoare au fost răsplătite cu premii în bani. De ce ați ales turte și nu gogoși? Pot să fac și una și alta, dar s-a spus că ori una, ori alta, că nu se poate da două premii. Dar puteam să fac și gogoși. Sunt convinsă, dar de ce v-ați orientat către turte? Nu știu. Există ce a fost? Vreo diferență? Nu. Cum vă simțiți acum după ce ați câștigat? Mulțumită, fericită. Ați mai participat și în alții ani? Și totdeauna. Și la cozonac am luat, și la pâine am luat premiul întâi. Concursul culinar organizat de Primăria Alexandria pentru doamnele din municipiu se desfășoară de mai mulți ani. Noutatea din acest an a fost un grup de copii de la Liceul Tehnologic numărul 1 din Alexandria. Tinerii prezenți la eveniment au fost cei care au acordat premiile de popularitate.